Da, dragi prieteni din Capricorn. Haideți să vedem la Capricorn. Pentru sănătate, prima dată. La Capricorn. Aveți mare noroc, vedeți? Poate aveți ceva tăietură sau operație, dar cu noroc este dacă trebuie să faceți operație sau. Apoi, mai poate apărea o infecție sau ceva la gât. Cu gâtul. Probleme cu gâtul. Mâncați înghețată. Așa. Ceva probleme cu picioarele sau dureri. Dureri de oase, picioare. Dar și aici operație sau o tăietură sau ceva spart sau doamne ferește. Bani. Cheia, foarte bine. Aveți un obstacol, un hop, ceva de trecut, dar rezolvați, se rezolvă. Nu. Cum să zic? Acest obstacol este greu, nu va fi ușor. Ori din cauza serviciului, vreți să atingeți un scop economic. De exemplu, vreți să strângeți bani să cumpărați o casă, dar vă va fi foarte greu, nu greu, foarte greu. Deci scopul ăsta, deci banii ăștia, ceva întârzieri sau întârzieri de plăți sau nu strângeți toți banii sau ceva blocaje. Blocaje închis, drum închis, dar se deblochează ceea ce vreți, realizați până la urmă, poate nu repede. Deci asta clar că nu repede, poate fi, pot dura un an, 2 ani, ceva mare ce vreți să faceți cu banii. Dar arată și ceva pozitiv, arată și un proiect care începe să vă aducă câștiguri. Nu doar pentru a vă îmbunătăți economia, dar și pentru a vă cumpăra acea casă sau să realizați acea investiție pe care o vreți. Da? Deci arată bine, totuși. Arată împlinire, realizare. Cheia este foarte bună. De exemplu, încheiați un contract sau luați un examen sau deschideți acea firmă sau aveți acest serviciu, poate fi fecioară, taur, capricorn, o persoană, dar și ceva refuz, supărare, blocaj, dușman. Da, asta poate fi cu o persoană din Racleu, săgetător. Așa. Dragoste. Familie, copii și casă. Asta v-ați dorit dintotdeauna, unele persoane, și acum parcă o să aveți acea familie, acei copii și acea casă. Da? Aveți sau o relație nouă, sau cu o relație cu o persoană mult mai tânără decât dumneavoastră, o dorință, o încredere, cineva din gemeni, vărsător sau balanță. Arată familie, totul este în ordine. Treceți de probleme, de obstacole cu familia, rac, scorpion sau pești. Apoi, în casă, poate fi din familie, rac, scorpion sau pești, această persoană. Și poate să aveți un copil sau să vă gândiți foarte mult la un copil. Sau să vă mutați în casă, sau să vă vină un copil în casă, la dumneavoastră. Copilul dumneavoastră, bineînțeles. Așa. La dragoste. Mai poate însemna o nouă dragoste, sau o persoană mult mai tânără, sau problemele care le aveți cu perechea să fie din cauza familiei, dar sunt trecătoare și vă împăcați, veți fi bine până la urmă. Deci nu vă să vă despărțiți sau
Așa. Apoi, unii sunteți foarte ocupați cu serviciu, cu casa, cu așa, dar arată că dragostea adevărată și o să vă faceți timp unul pentru celălalt și o să evolueze această relație. Haideți să vă spun ceva despre serviciu sau afacere. Ce cărți frumoase! La serviciu sau afacere arată că aveți foarte bine, că aveți succes, faimă, proiecte și idei care încep să înflorească, multe șanse de serviciu, renovare. Arată că și sunteți ca dependenți de această afacere, de acest serviciu. Este ca un hobby, ca o, cum să vă place foarte mult ceea ce faceți. Capricornul, acum faceți ceea ce vă place. Arată că unele contracte care le semnați, care vreți de mult să aveți și o să aveți acum, negocieri, avans profesional, vă promovează. Negocierile în care câștigați, aveți de câștigat, deci câștigați dumneavoastră. Și aici o veste sau mesaje foarte bune de la avocați, de la proiecte, de la ce aveți dumneavoastră. Creștere. Asta a fost la Capricorn, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.